Avem și o artistă care, doamnelor și domnilor, împlinește astăzi o frumoasă vârstă. Haideți să o primim cu aplauze pe doamna Elena Pădure. Pentru că doamna Elena împlinește 40 de ani. Aplauze! Să-i dea Dumnezeu sănătate și spor în toate. Noi să venim încă mulți ani de aici încolo. La mulți ani pentru 10 ani de revelion și pentru doamna Elena Pădure, să-i dea Dumnezeu sănătate! Mulțumim frumos! Aplauze pentru noi, pentru artiști, aplauze pentru prietenii noștri, aplauze pentru organizatori. Iată că avem ceva frumos pregătit aici cu fața la camere, să vadă tot poporul ce se întâmplă. Doamnelor și domnilor, de la cine avem onoarea să primim pentru... Colegii de la Brașov, familia Năstase și familia Nuțoiu îi oferă acest buchet prietenei noastre, Elena Pădure, și cu ocazia asta ne permitem să corijăm puțin, 35 de ani a făcut, nu 40. Îmi cer scuze, eu știam de 40. De două ori 35. Aplauze încă o dată pentru doamna Elena Pădure. Și, dragii mei colegi și prieteni, să mai rămânem un minuțel pe loc, pentru că dacă toți suntem la cadouri, organizatorii mai au ceva special pregătit pentru doamna Elena Pădure. Îl invităm alături de noi pe domnul Marinescu, care are ceva extraordinar pentru doamna Pădure. Aplauze pentru domnul Marinescu! Bună seara, domnul Marinescu! Bine v-am regăsit! Domnul Marinescu o să-i ofere doamnei Elena Pădure un cadou. Țineți-mi puțin, vă rog frumos, că... În primul rând, vă ofer un buchet de flori. Televiziunea Irno TV, Societatea Tradiții Datin și Tradiții în SRL, unde este patronul domnului Ion Ghisulescu, da. Și Sece Turism S.A. Pucioasa, reprezentată prin subsemnatul, vă oferă premiul de excelență. Vai, mulțumesc foarte mult! Și mai am ceva mulțumesc pentru dumneavoastră. Un microfon de aur. Dați-mi să-l arăt la cameră, domnule Marinescu. Nu, dumneavoastră. Nu, l-arăt la cameră să vadă cameră. Lumea ce... Nu îl leau eu, vai de capul meu. Păi eu am eu față de microfon de aur, ce n-ai? Nu se poate. A mericit un microfon. Abia așteptat să plecați. Deci și e bătut cu pietre Swarovski, adică. Foarte frumos. Aplauze pentru doamna Elena Pădure. Și vă rugăm să-l purtați cu drag. Lăsați că le țin eu, doamna Pădure, că de-aia sunt aici, vă iau și florile, ia șampania, țineți doamna Ala, așa, haideți că facem... Vedeți că urmează chestie, și celelalte, da? Microfoane. E bine când nu e... De argint, de platină. Ah, da, Doamne ajute! Dați-mi voie să mulțumesc din tot sufletul, în primul rând, colegului meu și prietenului meu, Ion Ghisulescu. Noi avem o prietenie foarte frumoasă și sinceră, și el m-a convins ca să vin în această seară aici și sunt deosebit de bucuroasă și de fericită, vă spun, că mă aflu în mijlocul colegilor mei de cântec. Mulțumesc Ion Ghisulescu, mulțumesc domnului Marinescu, aplauze pentru el, mulțumesc
Jul și nu în ultimul rând echipei Etno, în special Corneliei Duță, pentru că Etno TV este în casele românilor și este un post al cântecului popular iubit de toți românii. Vă mulțumesc și vă îmbrățișez cu tot sufletul și cu toată dragostea de care sunt în stare. Mulțumim. Mulțumesc foarte mult! M-ați făcut fericită, să știți! Deci, vârsta este vârstă, dar de două ori, 35 de ani. Am înțeles! 35 ori 2. Mulțumim frumos! Puteți să luați loc din nou la mese. Mulțumim mult! Iubiții mei prieteni! Elena, noi ne vom retrage puțin aici, în, puțin în dreapta mea, pentru că orchestra este pregătită să... cânte un marș frumos pentru că intră primul fel de mâncare special pregătit pentru personalul de la Hotel Turist. Aplauze încă o dată pentru bucătari, pentru ospătarii, pentru toți cei care se ocupă de noi. Poftă bună vă dorim și distracție plăcută, pentru că, doamnelor și domnilor, din acest moment începem să vă invităm pe ringul de dans. Deschide seara doamna Elena Pădure. Aplauze încă o dată! S-a aștept micuță noaptea-ntreagă, o femeie ce are bărbat. S-o aștept să plece ea de acasă, numai pentru un pic de sărutat. Dar când e un mândră așa frumoasă, o pui puță că nu e păcat. Of, dragostea pe țigănește e plină de foc. Când țiganca te iubește, zici că ai noroc. Când iubești țiganca, îți merge bine, niciodată nu te păcălești. De-ai ști, drăguliță, de-ai ști, dragă, că de fită mi-este inima. Ai lăsat bărbat să vii la mine, nici în portul ăsta țigănesc. Ne-ar cânta țiganii noaptea-ntreagă, poate șatra mi s-ar veseli. De-ai fi lângă mine viața toată, numai pe tine eu te-aș iubi. Of, dragostea pe țigănește e plină de foc. Când țiganca te iubește, zici că ai noroc. Când iubești țiganca-ți merge bine, niciodată nu te păcălești. Când iubești țiganca-ți merge bine, niciodată nu te păcălești. Multe rău să fie amor
furezat. Să aștepți pe cuță noaptea întreagă, o femeie ce are bărbat. Să o aștept să plece ea de acasă, numai pentru un pic de sărutat. Dar când e o mândră așa frumoasă, au pe cuță că nu e păcat. Dragostea pe țigănește e plină de foc. Când țiganca te iubește, zici că ai noroc. Când iubești țiganca, ți-e bine, niciodată nu te păcălești. Viață întreagă aștept o zi, o zi de mai cu soare, să mă trezești, să mă mângâi, să simt că-i sărbătoare, să simt că-i sărbătoare, căci sărbătoare poate fi chiar și o viață întreagă. Să poți să-mi spui că în prima zi iubirea mea cea dragă, iubirea mea cea dragă. Și ce frumos am fi trăit de-ai fi fost bun cu mine, dar sufletul ți-a fost zgârcit. Te-ai gândit doar la tine, te-ai gândit doar la tine. Am plâns prea mult și m-am rugat la bunul Dumnezeu să nu mor, Doamne, până n-am ce mi-am dorit mereu, ce mi-am dorit mereu. O zi de mai cu soare aștept, ce inima-și dorește, să mă trezesc pe un pat de flori cu un om ce mă iubește. Thank you.
trece zilnic un poștar, plină-i geanta de amar. Nu oprește-n poarta mea, care e vestea grea. Unde ești, de ce nu vii? Un cuvânt, de ce nu-mi scrii? Pentru așteptarea mea, care e vestea grea. O frunză, o frunză cerne din rau, bate la geam. O frunză, o frunză, tot ce mi-ai scris, ce mi-ai trimis. O frunză, o frunză cerne din rau, bate la geam. O frunză, o frunză, tot ce mi-ai scris, ce mi-ai trimis. Scrisoarea ta în toamna mea, scrisoarea ta în toamna mea. Bate-n poartă cineva, e un poștar în poarta mea. Un poștar ori mi-a părut, cine a fost, ce-am văzut. Unde ești, de ce nu vii? Un cuvânt, de ce nu-mi scrii? Pentru așteptarea mea, care e vestea grea. O frunză, o frunză cerne din rau, bate la geam. O frunză, o frunză, tot ce mi-ai scris, ce mi-ai trimis. O frunză, o frunză cerne din rau, bate la geam. O frunză, o frunză, tot ce mi-ai scris, ce mi-ai trimis. Scrisoarea ta în toamna mea, scrisoarea ta în toamna mea. Trece zilnic un poștar, plină-i geanta de amar. Nu oprește-n poarta mea, care e vestea grea. Unde ești, de ce nu vii? Un cuvânt, de ce nu-mi scrii? Pentru așteptarea mea, care e vestea grea. O frunză, o frunză cerne din rau, bate la geam. O frunză, o frunză, tot ce mi-ai scris, ce mi-ai trimis. O frunză, o frunză cerne din rau, bate la geam. O frunză, o frunză, tot ce mi-ai scris, ce mi-ai trimis. Scrisoarea ta în toamna mea, scrisoarea ta în toamna mea. Scrisoarea ta în toamna mea, scrisoarea ta în toamna mea. Seară când cu voi să vă fie bine, cum e muzica și vinul, nu-i nimic pe lume. Cu prieteni și cei dragi, cu toți la oaltă, să petrecem astă seară și s-o facem lată. Zi măi până la zi și apoi s-o toțit la o masă mare, într-un ceas de sărbătoare. Seara-i ca-n povești, bine-i să trăiești lângă cei ce în lumea asta îi iubești. Thank you.
unde trecem să cântăm zi așa, măi frate. Fără cântec să petreci, zău că nu se poate. Dea și tu mai dăm și mie, hai noroc, noroc. Seara asta mă simt bine, vreau să cânt, să joc. Zi, măi, până la zi și-apoi s-o tot ții la o masă mare, într-un ceas de sărbătoare. Seara-i ca-n povești, bine-i să trăiești lângă cei ce în lumea asta îi iubești. Trecem noaptea asta până dimineața, un cântec rupt din suflet, că-i frumoasă viața. Râde orice inimioară, zâmbetul-i pe față și ne-om spune noapte bună, mâine dimineață. Zi, măi, până la zi și-apoi s-o tot ții la o masă mare, într-un ceas de sărbătoare. Seara-i ca-n povești, bine-i să trăiești lângă cei ce-n lumea asta îi iubești. Zi, măi, până la zi și-apoi s-o tot ții la o masă mare, într-un ceas de sărbătoare. Seara-i ca-n povești, bine-i să trăiești lângă cei ce-n lumea asta îi iubești. Mulțumim încă o dată, aplauze pentru doamna Elena Pădure și la mulți ani, să-i dea Dumnezeu sănătate și spor în toate. Doamne ajută! Mulțumesc foarte mult! Vă iubesc!